Super fight la categoria 75 de kilograme. Petrovski Alexander din Republica Moldova va da piept cu ungurul Suci Barna, campionul Republicii Moldova la box. Alexander Petrovski, dublu participant la campionatele europene și câștigător a multiple campionate internaționale de categoria A la box, face pasul spre circuitul K1 și iată că dă piept cu Suci Barna, un luptător născut în România, la Satu Mare, acolo unde și locuiește. De curând a primit cetățenia ungară și reprezintă Ungaria în turneele internaționale. Suci Barna, un luptător care a făcut senzație la multe gale din România, acolo unde a reușit să învingă câțiva luptători cu nume, cum ar fi Adrian Mitu sau Andrei Buda, sportivi care la această categorie au făcut performanțe bune în România. Alexander Petrovski a venit așa într-un short de camuflaj, a trecut de la box, a spus și mai devreme acest lucru, foarte greu pentru luptătorii care fac transferul de la box spre kickbox, destul de greu pentru ei să se acomodeze, mai ales cu loviturile joase de picior. Au nevoie de timp până se obișnuiască să primească, să încaseze, să ducă acele lovituri. Mai mult de atât să-și învețe să le blocheze. De partea cealaltă, Suci Barna, foarte experimentat, un luptător foarte experimentat. Are 62 de lupte, 42 le-a câștigat, între care 16 prin knockout. 20 de înfrângeri pentru Suci Barna, un sportiv care a boxat, a luptat, a făcut performanță peste tot în Europa. A mers oriunde i s-a propus să se ducă să lupte. A fost prezent Suci Barna. A început prima repriză a luptei. Suci Barna, acest short roșu cu alb și scris verde. Foarte bine stă la loviturile de braț până acest moment Petrovski. Am văzut multe lovituri din partea sa. O tehnică curată de box din partea lui Alexander Petrovski. Iată, un croșeu de stânga frumos. Încă un croșeu de stânga. A încercat acolo lovitură de genunchi. S-a blocat bine Petrovski. Suci Barna, bineînțeles, își testează adversarul, trimite aceste lovituri de picior. Probabil știe și el că oponentul său vine din box și probabil o să vedem multe lovituri de genunchi și multe lovituri de picior trimise de luptătorul din Ungaria. Încasează acolo o lovitură de stânga Suci Barna. S-a închis acolo ca la box Alexander Petrovski. Iată, din nou încasează o lovitură de genunchi. Bun, acest croșeu de dreapta l-a zguduit un pic pe Suci Barna. Petrovski prins acum în clinch de adversarul său. Greu pentru Suci Barna atunci când adversarul său se apropie și reușește să trimită aceste lovituri de braț. Am văzut o lovitură de dreapta la corpul lui Suci Barna. Lovitură joasă de picior, stânga la corp. I-a căutat acolo ficatul lui Suci Barna, Alexander Petrovski. Bun, acel croșeu de dreapta. Foarte bine, foarte bine pentru Alexander Petrovski când reușește să scurteze distanța, să se apropie de adversarul său și să trimită loviturile de braț. Iată, din nou Petrovski îl pune acolo la respect pentru moment pe adversarul său, câteva lovituri de braț. Croșeu de stânga. Bună, aceste lovituri joase de picior din partea lui Suci Barna. Stânga bună, dreapta la corp. Petrovski continuă să își domine adversarul cu aceste reușite cu ambele brațe. Multă activitate în ring din partea celor doi luptători. Să vedem
care stă mai bine cu gazul, care reușește să dozeze mai bine efortul pe parcursul celor trei runde. Se încheie prima repriză, o prima repriză în care Petrovski a lăsat o impresie excelentă, a reușit să se ferească de loviturile de picior trimise de adversarul său, mai mult de atât a punctat bine cu loviturile de braț Alexandru Petrovski, acolo unde e clar, stă foarte bine, are o tehnică curată, o tehnică foarte bună. Vedem acum o dreaptă la corp, imediat a ridicat nivelul cu aceste croșee de stânga a Alexandru Petrovski. Uppercut de stânga, croșeu de dreapta, cam așa curs cam toată repriza. De dincolo, Sujbarna a încercat aceste lovituri joase de picior sau lovituri de genunchi. Iată din nou uppercut de dreapta și o stângă trimisă de Alexandru Petrovski. Începe a doua repriză cu Petrovski în acțiune, care a și reușit să conecteze câteva lovituri. Sujbarna continuă să stea la distanță față de adversarul său, a trimis și el acum câteva lovituri de braț. Ar fi o greșeală imensă pentru el să stea cu Petrovski la schimb de lovituri cu brațul. Iată, încearcă lovitură înaltă de picior, Sujbarna. Bune aceste low kick-uri trimise de luptătorul din Ungaria, bună și dreapta la corp expediată de Alexandru Petrovski. Face pasul înainte Petrovski, încasează și el acolo, direct de dreapta din partea lui Sujbarna. Trebuie să stea închis Alexandru Petrovski, să-și aștepte adversarul. Am văzut o lovitură înaltă de picior trimisă din nou pe Sujbarna. Ușor, ușor, Alexandru Petrovski încearcă și el să scurteze distanța, să se apropie, să trimită lovituri. Iată, bune aceste două croșee, stânga-dreapta trimise de Petrovski, exact ceea ce îl deranjează cel mai mult în acest meci pe Sujbarna. Loviturile de braț trimise de Petrovski au intrat direct în figura luptătorului din Ungaria. Petrovski lasă brațele jos, mare atenție, nu este în ringul de box în acest moment. Are o gardă de boxer 100%, dar trebuie să se ferească de loviturile de picior trimise de Sujbarna. Barna este un luptător care chiar excelează la acest capitol, chiar are lovituri de picior foarte bune. Iată o lovitură înaltă care trece pe lângă figura adversarului. Stânga-dreapta din partea lui Sujbarna, a făcut pasul la timp înapoi Alexandru Petrovski. Petrovski, un atlet foarte bun la loviturile de braț, încă nu are acea disciplină pe care o au luptătorii de kickbox, încă nu știe să stea foarte bine în gardă, nu are pașii de kickboxer, are pași de luptător de box, dar intră foarte bine aceste lovituri de braț. Sujbarna a fost pedepsit de mai multe ori, încă un croșet de stânga excelent, luat în braț acum Sujbarna de adversarul său. O stângă bună, Petrovski pune presiune pe adversarul său și se încheie și această repriză a doua. Sujbarna cam timid în aceste prime două runde, a cam încasat câteva lovituri ungurul, a fost surprins de adversarul său. Trebuie să aibă grijă Sujbarna, pentru că Petrovski este foarte periculos și a demonstrat acest lucru la loviturile de braț. Iată acum o lovitură de genunchi din clinci trimisă de Sujbarna. Momente bune pentru Petrovski și în această repriză a doua, care a părut că a fi luptătorul care a dominat de la distanță, pentru că nu prea s-au schimbat multe lovituri, dar el a fost cel care a trimis acele lovituri mai clare. Începe ultima repriză. Sujbarna păstrează distanța, trimite acolo o lovitură de picior.
bine se mișcă Petrovski, bine păstrează distanța față de adversarul său. Barna, o lovitură joasă de picior, schimbă și el Gardak destul de des, încă o lovitură joasă de picior. Acolo trebuie să-l macine suși Barna dacă vrea să aibă succes în fața unui boxer. Acolo, cu aceste lovituri trimise pe coapsa adversarului, în general, boxerii au probleme și renunță pentru că nu știu să blocheze aceste lovituri joase de picior. Iată-l pe Barna cu o lovitură de genunchi, încă una, două lovituri din clinci, nu este permis acest lucru. Își cere scuze suși Barna, Petrovski se apropie acum, încearcă să trimită câteva lovituri. Bună stânga lui Petrovski. Iată-l pe Petrovski, făcând pasul înainte, s-a dus singur în genunchiul adversarului. Trebuie să aibă grijă Petrovski să țină brațele sus, ratează o lovitură înaltă de picior suși Barna. A încercat mai multe astfel de execuții ungurul, două lovituri de braț din partea lui suși Barna. Se apropie Petrovski, ratează și o lovitură și suși Barna cu o lovitură joasă de picior, luat în brațe acum de adversarul său. Două prime runde excelente pentru Alexander Petrovski, care încasează acum o lovitură înaltă de picior. Suși Barna reușește să-și trimite la podea adversarul. Petrovski a boxat foarte bine în primele două runde, dar iată-l acum în acest moment pus la podea de suși Barna. O singură lovitură înaltă de picior a avut nevoie să se ducă în plin și suși Barna a reușit să-l trimite la podea pe Petrovski Alexander. Arbitrul de ring a consultat doctorul Galei și meciul i-a sfârșit. Frumoasă lovitura lui suși Barna, care se bucură de victoria sa. Iată-l pe luptătorul din Ungaria, care avea nevoie de un moment de glorie, avea nevoie de o astfel de victorie. Foarte bun, foarte bine a luptat și Petrovski Alexander, care provine din box. Destul de greu să faci tranziția spre kickboxingul profesionist, dar a dus bine meciul până a rămas descoperit. Suși Barna câștigă prin knockout în prima repriză în fața lui Alexander Petrovski, super fight-ul la categoria 75 de kilograme.